Mihai Perianu e un pescar specializat în pescuitul la mare distanță și cu performanțe de casting impresionante. Lacurile care îl interesează în mod special sunt lacurile cu crab mari și care se potrivesc cu stilul său de pescuit. În partida de față, Mihai e la prima întâlnire cu lacul Ianis, un lac cunoscut pentru galeria sa de trofee. Lacul Ianis are un specific neobișnuit în comparație cu alte lacuri de crab. A fost săpat de la zero și a fost proiectat de la bun început ca un lac de crab. E gândit să ofere condiții de pescuit cât mai echilibrate pentru toate standurile. În mijlocul lacului există un șir de insule și fiecare stand de pescuit are în față o insulă care formează principala structură de interes atât pentru pește cât și pentru pescari. Mulți pești se prind în jurul acestor insule, uneori foarte aproape de el, ceea ce implică un pescuit de precizie la distanțe mari. Distanța până la insulă e de 130-140 de metri pentru toate standurile. Dar dacă vrei să pescuiești în zona dintre insule, care are apă mică și e de obicei productivă, distanțele de pescuit pot fi ceva mai mari. Un element inedit și interesant la Ianis e că administrația furajează lacul cu pelete de cambur, lucru care a făcut ca peștii să aibă un ritm de creștere foarte bun. Faptul că lacul e furajat cu pelete de cambur face ca peletele să formeze o sursă de hrană constantă pentru crab. Pentru pescari, lucrul acesta influențează alegerea nadei. De multe ori, crabii răspund mai bine la pelete decât la alte nade, pentru că au crescut cu ele și sunt obișnuiți să le primească. Problema pe care o ridică peletele este că se dizolvă în câteva ore. Dacă vrei să ai tot timpul pelete în zona în care pescuiești, trebuie să nădești constant, ceea ce nu e simplu. Lacul nu permite decât pescuitul lansat, iar nădirea cu pelete se face de pe mal cu rachetă. Mihai Perianu are nevoie să găsească o soluție prin care să le dea peștilor o nadă cât mai atrăgătoare, dar care să nu se spele repede. Nada folosită de Mihai e compusă dintr-un amestec de pelete de cambulă și alte pelete, cu mărimi diferite, plus două tipuri de boilies. Unul dintre boiliesuri e Marine Halibut, un boilies care conține făină de pelete de cambulă, în ideea de a-i da peștelui un boilies care să semene cât mai bine cu peletele pe care le cunoaște. Boilies-urile nu se dizolvă, rămân pe zona nădită și pot să prindă pește și pe cont propriu, nu doar ca supliment la pelet.
Lacul Yannis este unul dintre lacurile care joacă un rol foarte important în dezvoltarea pescuitului cu pungi solubile printre pescarii din România. Faptul că peletele sunt cea mai importantă sursă de hrană pentru crab a făcut ca pescarii să folosească pelete sub toate formele, atât în nadă cât și în montură. O metodă eficientă de a avea pelete lângă cârlig e folosirea pungilor solubile umplute cu pelete. Realizarea acestor pungi e aparent foarte simplă, dar când pungile trebuie aruncate la distanțe de peste 100 de metri, uneori în condiții de vânt puternic din față sau din lateral, sunt câteva detalii care contează. Metoda lui Mihai Perianu de a realiza o pungă solubilă pentru aruncări la distanțe mari e următoare. Pentru început, Mihai amestecă pelete de dimensiuni mici cu un ground bait fin. Rolul ground bait-ului este să ocupe toate spațiile dintre pelete și să ajute la compactarea pungii. Cu o lingură, Mihai pune o cantitate mică de nadă pe fundul pungii, urmată de montură. Urmează încă puțină nadă, care să acopere montura, după care e așezat plumbul. E important ca plumbul să fie pus pe centrul pungii. În timp ce umple punga cu nadă, Mihai încearcă să o compacteze cât mai bine, lovind-o ușor de masă. După ce punga s-a umplut, e legată în partea de sus cu o bandă solubilă. În final, colțurile pungii sunt lipite. Rezultatul e o pungă cu formă compactă și suficient de aerodinamică pentru a fi lansată la distanțe mari. Partida lui Mihai a început foarte bine, cu o serie de trăsături și câțiva crab frumoși puși pe mal încă din prima noapte. Majoritatea trăsăturilor au venit la distanțe mari, lângă insulă, pe locuri nădite cu pelete și boilusuri. Inițial, Mihai a pescuit la cârlig una sau două pelete ca să vadă răspunsul peștelor, ținând cont că peletele sunt nada cea mai utilizată la Yannis. După care a folosit și monturi cu sat solubil sau monturi cu boilies. În zilele următoare, apetitul peștelui a scăzut. Mihai a continuat nădirea, în special cu pelete, dar capturile n-au fost foarte mari. Lipsa de apetit se vedea pe tot lacul, ceea ce arată că și lacurile cu o mare densitate de crab, cum e Yannis, pot avea momente sau zile în care peștele nu răspunde. O soluție în astfel de cazuri e să încerci cât mai multe abordări, de la pescuitul la distanțe extreme, la pescuitul la câțiva metri lângă malul tău. Când peștele începe să se hrănească din nou, partida se poate schimba în câteva ore.
Partida lui Mihai s-a schimbat în ultima zi. Peștele a început să mănânce și trăsăturile au început să curgă una după alta. Locurile de lângă insulă au fost cele mai productive, în timp ce patul de nadă făcut pe mijlocul apei n-a dat rezultat. La fel cum n-au dat rezultate nici monturile aruncate izolat, fără nadă. Randamentul cel mai bun l-a avut pescuitul la insulă, pe monturi în jurul cărora se nădise atât cu boirisuri cât și cu pelet. Toți peștii mari au venit la monturi cu două boilisuri. Pescuitul cu pelete a dat cel mai mare număr de trăsături, fiind nada cu cea mai mare atracție. În timp ce boilisurile au avut un randament mai slab ca frecvență, dar au produs crap mai mari. Inclusiv captura partidei și un nou record personal pentru Mihai Perianu.